După o experiență de 20 de ani în administrația locală, Marian Albu a hotărât să schimbe ceva în comuna Morteni. Cetățenii i-au acordat încredere și de 3 ani de când a preluat destinele localității, a reușit, cu un buget sărac, să schimbe fața comunei. Drumurile făcute la Consiliul Județean și la Guvern au adus rezultate prin finanțarea mai multor lucrări în infrastructură și în reabilitarea și modernizarea instituțiilor. Lista realizărilor este consistentă, însă merită să amintim cei 2,7 km de canalizare, 6,7 km de drumuri asfaltate, căminul cultural reabilitat și un after school pentru care miercuri, 18 noiembrie, s-a făcut cererea de plată. În anii trecuți, în această zonă au fost probleme cu inundația. Mai multe pâraie au ieșit din matcă din cauza colmatării albiei. Nici această problemă nu a fost trecută cu vederea. În această vară, albiile au fost curățate și decolmatate cu ajutorul buldo-excavatorului pe care l-a achiziționat cu bani din fonduri europene. În acești 3 ani de când am preluat funcția de primar, am continuat proiectul pe măsura 3.2.2, canalizare 2,7 km, asfaltare pe 6,7 km, cămin cultural, modernizare și dotare și after school-ul. La ora actuală, chiar astăzi, depunem ultima cerere de plată și urmează vizita în teren din partea firului și încheierea acestui proiect. Tot în această perioadă am lucrat la decolmatarea Vâlcelei Calcuta aproape pe toată lungimea ei, lucrare care s-a efectuat cu utilajul propriu al primăriei, cu buldul, excavatorul și motorina pe care am procurat-o, pe banii din bugetul local. Am făcut pietruiri pe întreaga localitate, aproape toate drumurile din intravilan. Am făcut pietruiri și pe drumuri extravilane, pe tronsoanele stabilite în ședințele de Consiliu Local și am respectat aceste hotărâri ale Consiliului Local. Am, în ultimă fază, am derulat o asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița pentru asfaltare 2 km drumuri comunale în localitatea Morteni, lucrare care se află în derulare la această dată. Am asfaltat din cele 5 tronsoane, 3 tronsoane, urmând ca de mâine să asfaltăm și celelalte 2 tronsoane pe care le mai avem ca să terminăm această investiție. Le finalizați până la sfârșitul anului? Până la sfârșitul anului am discutat și am convenit împreună cu constructorul să-mi toarne primul strat binderul pe toate cele 5 tronsoane, pe toți 2 km, urmând după aceea să ne apucăm să execute lucrări la șanțuri și sub traversări. Pentru că într-o comună, într-o localitate în general, infrastructura este baza dezvoltării unei localități. La ora actuală mai avem, știu eu, străzi, drumuri neasfaltate în comuna Morteni? Da. Deci atât în satul Neajovu cât și în satul Morteni există drumuri neasfaltate. În satul Neajovu ar mai fi 2-3 km maxim de asfaltat, iar în localitatea în satul Morteni în jur de 15-20 de km aproape. Inițiativele primarului Marian Albu nu se opresc aici. Acesta are de gând ca în cel mai scurt timp toată comuna să fie asfaltată, iar drumurile agricole cel puțin amenajate și pietruite.